Trei șoferi s-au ales cu dosar penal în ultimele 24 de ore după ce au fost prinși de polițiștii de la rutieră încălcând legea. Doi dintre ei au fost prinși conducând beți, iar ultimul șofer la volanul unei mașini neînmatriculate. Polițiștii rutieri au mai cadorisit trei șoferi care au încălcat legea. Este vorba despre conducători auto care fie au urcat băuți la volan, fie au condus mașini neînmatriculate. Primul ghinionist încăput pe mâna celor de la rutieră a fost un tânăr de 23 de ani din Sebeșul de Jos, care a ieșit la o plimbare în zona localității Tălmaciu după ce consumase băuturi alcoolice. Rezultatul etilotestului a indicat în cazul său 0,57 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Puțin mai târziu, dar în municipiul Sibiu de această dată, un bărbat de 41 de ani din Cornățel conducea un taxi fără a avea atestat, iar în plus consumase și băuturi alcoolice. Cel de-al treilea a dat nas în nas cu oamenii legii pe strada Abatorului. Bărbatul de 32 de ani din Sibiu se afla la volanul unei mașini neînmatriculate, care ea îi aplicase un număr fals de înmatriculare. Pentru faptele lor, cei trei s-au ales cu dosar penal. În cadrul activităților preventive desfășurate în trafic de polițiști rutieri, au fost constatate trei infracțiuni la regimul circulației. Doi conducători auto au fost identificați în timp ce conduceau mașinile sub influența băuturilor alcoolice, iar un bărbat conducea un autovehicul neînmatriculat.